Gata, suntem atenți la lecție, da? Suntem atenți la lecție. Am dat drumul la înregistrare. Știu că nu se vede. Încet, încet se va vedea. N-avea grijă, că se vede. Trebuie să încălzească întâi puțin acest bibiloi. Da, am o întrebare. Că e la fel de bătrân ca tine, are 10 ani și el. Domnul, dar nu te-a lăsat aprins. Pentru că în momentul când se lasă aprins, cei care joacă acolo, mai ales cel care este pe partea elaltă, îi vine proiectorul în ochi. Imaginea care încearcă să proiecteze pe perete, îl deranjează pe jucătorul care e acolo. Îl deranjează pe amândoi, de fapt. Dacă stai, chiar dacă stai cu spatele la proiector, tot te deranjează lumina respectivă. Puțin, dar totuși este un deranj. Bun. Deci, ia uitați cât avem de făcut astăzi, o groază de două partide, de fapt, și o groază de poziții. Încep cu o partidă foarte frumoasă a lui Mihail Tal, jucată în 1963, pe 23 sau 24 decembrie, gata, David. Deci 23 sau 24 decembrie 1963. Adică exact cam cu o săptămână înainte de a mă naște eu. Cred că eu în burtica lui mami am văzut partida asta și am zis vreau să ies afară să-mi văd șah. Da? Deci, Mihail Tal a dat în 1963 un fel de simultan împotriva mai multor jucători, asta înseamnă simultan. Să joci la mai multe mese cu adversari, da? Care evident sunt mai puțin adică nu sunt la fel de bun ca tine, da? Bun, și Mihail Tal este cu albul și începe cu E4, C5, carte 3, pion D6. Cine știe ce apărare este asta, Alex? Apărare siciliană. Corect, siciliană. Și se joacă varianta Naidor, care este și în 1963, dar și acum, în zilele noastre, este varianta cea mai utilizată din siciliană de către negru. Și aici albul are o groază de continuări. Are vreo 10 sau 11. Pot să joc nebun aici, nebun aici cum a jucat în partidă, pot să joc pion aici, pion aici, pot să joc nebun aici, nebun aici, pot să joc pion A3, pion A4, toate sunt continuări. Da. Pot să joci turn de G1, să împing G4, să atac pe calul din F6, pot să joc damă de 3, da? Bun. Da. Deci aici Tal a jucat acest nebun G5, care încearcă să elimine acest cal și pe urmă eventual să se folosească de câmpul de la D5 cu celălalt. Și, într-adevăr, aș da perechea de nebun, dar când dau perechea de nebun, îți dublezi și pionii. De genul, dacă joc pe 5, când îți bat acest cal, tu trebuie să bați cu un pion, să-ți iei piesa înapoi, de obicei bați cu ăsta cel mai bine, ca să nu rămâi decât cu 3 sure de pioni, adică tot cu 3 rămâne și dincolo, dar îți apar 2 pioni dubli, deci cu duși în toți. De aceea, negru, de obicei, aici joacă E6. Adică, dacă bați acest cal, să poți să-ți bat cu dama, să nu stric structura de pion. F2, F4. B5. Contrajoc imediat al negrului pe flancul damei. Du-te acolo. Să știți că mai este o variantă, așa zisa varianta pionului otrăvit. De fapt, sunt mai multe continuare. De exemplu, pot să joc damă B6. Dar asta este o altă variantă din deschidere pe care nu vreau să o comentez pentru că pierdem prea mult timp. Deci B5 și atunci Tal zice, băi, fratele meu, calul ăsta este legat pentru că în spate am o damă, nu? Și hai să fac pipi on the pipi. Pentru că acest cal fiind legat, îl mai atac o dată cu un pion. E5. D5, F5. Ura, calul e al meu. Dacă muți calul, ți-au damă.
Dar Negru aici face o mutare bună. O fi fost el cât de cât amator, dar juca bine. Și joacă damă C7. Deci este de pe legătură și în momentul când bați calul și zici ura, ți-am luat o piesă, n-ai luat nicio piesă, pentru că eu am acest șac de damă și îmi iau piesa înapoi. Deci ăsta e atac dublu de damă. Deci nebune 2, damă ia pe G5 și n-ai luat nimic. Da? De aceea Tal, după damă C7, îi joacă damă E2. Și acum chiar am emin să îți bat cal. Pentru că nu o să mai ai damă E5 și nebun, da? Toată lumea vede. De aceea acest cal trebuie să fugă. Cal D7, rocadă mare. Să știți că este cât de cât teoretic aici. Dar nebun B7, negru trebuie să dezvolte cât de cât destul de repede și el. Calea pe E6. Un sacrificiu intuitiv. Ce înseamnă cuvântul intuitiv? Adică pur și simplu sacrifici un cal pe un pion numai și numai ca să obții inițiativă. Pentru că într-adevăr în acest moment regele ăsta este în centrul tablei și îți mai trebuie multe mutări să scap din centrul tablei. Mai puțin să poți face rocadă mică. Acest calea pe E6 aproape că îl lasă pe negru fără rocadă. Pentru negru trebuie să bată primul cal. Pentru că dacă acest cal îmi atacă și dama, da? Și dacă nu bat calul, se retrage înapoi și te pupă pe portofel. Zice, ți-am luat un pion. Deci, feia pe E6, dar ce gândise Tal aici? Dama G4. Atacând acest pion de la E6, da? Și aici negru o greșește și joacă damă B6. Care este, într-un fel, o mutare foarte naturală. Mi-apăr pionul. Mutarea normală aici ar fi fost, deși nu e indicat în cele mai multe cazuri, mai ales când joci împotriva lui Tal, ar fi fost să bată pionul. Deci nu numai că mi-apăram pionul, dar să mai luam și un pion în centru. Într-adevăr, se deschid două coloane și de eu. Dar calculatorul din zilele noastre zice că după nebun de 3, să zicem nebune 7, nebune 7, rege 7, turn de H1, eu cu negru sunt prins cu regele în centru tablei, dar totuși am o piesă în plus. E foarte, foarte... Ce vreau să vă spun despre această poziție? Că albul are compensație pentru piesa minus? Da, pentru că a derocat regele negru. Are și, pentru că are inițiativă și a prins regele în centru tablei. Dar poziția nu e pierdută de către negru. Negru se putea apăra. Și poziția asta este considerată de către calculator ca fiind egală după H5. Adică contra la contra. Tu mi-ataci damă, eu ți-atac damă. Dar încă o dată, negru gândindu-se, băi, totuși ăsta e Mihail Tal, deja am dat un cal, dacă mai iau și pionul ăsta și deschid damă și joacă, dar atunci zice, da, da, trebuie să-l apăr pe ăsta și joacă damă B6. Și în acest moment intervin bombele lui Mihail Tal. Prima bombă care apare este așa zisa lovitură tactică denumită intercepție. S-ar putea cu tine, Deian, să nu o fi făcut, dar ceilalți doi a făcut-o cu voi. Intercepția este ruperea legăturii, nu mai ți-aduci nimic aminte, David, este ruperea legăturii dintre două piese adverse. Adică eu cu albul vreau să rup legătura damei cu pionul, să pot să-l bag cu șah. Și ia uita și joacă turn de 6. Asta evident că mai presupune un sacrificiu. Dar, regele ăla este practic condamnat din acest moment. Deci tu trebuie neapărat să bați acel turn cu nebunul, cu dama nu poți să-l bați, că îți iau dama cu pionul, da? Dar dacă nu bați, bat eu cu dama și ești mat în două mutări. Deci să zicem că joci, ce să joci? Cal C6, da? Dama ia pe E6, ce să joci? Nebune 7, turnea pe C6, îndepărtare de apărător și mat. Mate. Da?
Deci trebuie neapărat să bați acel tun cu nebunul. Și asta face ăsta în partidă, dama ia pe E6. Deci a rupt legătura. Ai doar două mutări posibile, ori rege pe 8, ori nebune 7. Dacă joci nebune 7, ești mat într-o mutare, da? Toată lumea vede. Bibi. Deci dama e 6 și atunci asta joacă rege pe 8 și zice, băi, fost campion mondial. Pentru că încă o dată era sfârșitul anului 1963, Tal pierduse titlul în 1961 în meciul revanșe cu Mihail Botvinnik, deci nu mai era campion mondial de 2 ani de zile, dar tot era o forță. De fapt, vreau să vă spun un mic secret, Mihail Tal a devenit mai tare când a început să îmbătrânească. Deci cel mai mare elo al lui l-a avut în 1974. În 1979, de asemenea, era pe locul 3 în lume la elo. În 1988, cu doar 4 ani înainte de a muri, a devenit campion mondial la Blitz. L-a bătut pe Kasparov, l-a bătut pe Karpov, l-a bătut în finală pe Vaganian, pe care îl prindea, i-o trăgea. Deci, asta a fost, așa a fost istoria lui. El a murit în 1992. Deci, încă o dată, și acum urmărim o altă, un alt element tactic care se cheamă degajare. Vreau să-mi degajez acest câmp de la F1 pentru turnul meu, că dacă îți dau șah aici, te-a luat gaia. Și vezi, dar cum degajez cu tempo? Că asta înseamnă mutări cu tempo. Mutările cu tempo sunt acele mutări care amenință ceva. Și uitați ce joacă Tal aici. Deci, lăsând la o parte că el are deja un turn și o piesă ușoară în minus, el nu bate, el vrea să ia gâtul adversarului, vrea să-l dea mat, pentru că ăsta e scopul. Nebun ce pat. Din nou ești forțat să bați, că altfel urmează scurt, damă pe 7, mat. Trebuie să bați acest nebun? Da. Altfel nu ai ce juca, ești mat. Degeaba joci nebun de 5, pur și simplu îl dai degeaba. După nebunia pe D5, bateria dama nebun rămâne și... Deci, bate, dacă urmează tur pe 1. Mi-am degajat câmpul pe 1 pentru tur. Care singura continuare a negrului aici? Viabilă, legală. Doar să bași calul aici, nu? Da. Vedeți voi altceva? Aici nu merge? Aici nu merge? Aici mai merge? Da, da, da. Da? Deci n-ai decât cal pe 6. Și aici Mihail Tal încheie elegant această partidă. Cum mat în două mutări? Cine îmi spune cum dă albul șac și mat în două mutări, nu într-una? A, și eu. Zi. Deci nebune 6. Nu e, nu. Zi, zi. Zi, David. Eu m-am gândit prima dată la... Am impresia că te gândiți să ești tu tot la nebun pe 6. Nu. Nebun pe 6, în primul rând, îmi dă voie mie să respir. Îți dau un șah întâi. Da. Și pe urmă îți bat și nu o să mai ai mat. Dama nu. De 7? Nu, ai dama de 7, ai dama aici. Nu, tu nu ia pe 6. Care e singura mutare posibilă pentru mine? Ești și șah. Acum este destul să bagi cu pionul. Nu, să bagi cu pionul, tu. Și acum, barem aici, David, scoateți, spară-ți păcatele. Mat într-o butare. Este nebun H6. Foarte bine. Mate. Să recapăm. Da, dar până a ajunge la ușurința acestei poziții, tu trebuie să-ți construiești poziția de mat. Pentru că una e, deci, fiți atenți, Tal a văzut această variantă din acest moment. Deci totul i s-a derulat în căpușorul lui și a început așa. Turn de 6. Ești forțat să bați turnul? Da, pentru că altfel ești mat în două mutări. Urmează dama e 6, dama e 7 mat. Dar iar ți-a înrulat? Ești forțat să muți aici? Da! Ești forțat să bați nebunul, că altfel îți dau mal la pe 7. Da! Ești forțat să bagi calul? Da! Ești forțat să bagi turnul? Da! Ești mat. Mate.
Asta înseamnă forță de calcul. Da? Și acum, pentru că sunt entuziasmat de forța dumneavoastră de calcul și de participarea foarte activă, ia să vă văd. Vă prezint niște poziții din partide de ale lui José Raúl Capablanca. José Raúl Capablanca a fost al treilea campion mondial de șah, după Wilhelm Steinitz. Nu e nicio apărare Capablanca, e apărarea Alehin. Aia e al patrulea campion. Capablanca, în privința deschiderilor, n-a lăsat nimic, ca să spun așa. Ia uitați-vă ce joacă aici Capablanca, care este cu negru. Este la mutare. Vă analizez eu poziția. Din punct de vedere al siguranței. Pentru că, încă o dată, întotdeauna când te uiți la David, nu mai sta de vorbă cu Alex. Alex vrea să învețe și el. Mai ales că e ziua lui. Și tu de aia nu mai încerca să intri în bisericuța care vrea să o construiască David. David, fii atent aici. Nu-și cer să-mi arăți astea, dar pe urmă te pun să repeți. Deci fii atent. Deci, negru este la mutare. Dar primul lucru la care te uiți e siguranța regilor. Care rege e mai sigur și care e mai nesigur? Albul e mai nesigur și negru mai sigur. Corect. Deci regele negru este mult, mult mai sigur decât regele alb. Mărimea armatelor însă. Vedem că albul are un cal în plus, Bibi. Da? Și un pion în plus. Are 5 pioni și negru nu are decât 4. Dar negru e la mutare. Deci, încă o dată, când te uiți pe o poziție, te uiți la siguranță, cine e la mutare și, al treilea lucru, mărimea armatelor. Ce credeți voi că... Deci, eu sunt cu negru și ultima mutare a albului a fost dama F6, cu intenția clară să-mi schimbe dama. Pentru că în momentul când schimb damele, degeaba regele meu este mai nesigur că au dispărut damele, nu mai pot să mă dai mat. Și te voi bate eu pentru că am un cal în plus. Ce credeți că mută aici Capablanca? Deci ai o piesă atacată. La ce te uiți primul lucru, David? Când ai o piesă atacată, la ce te uiți? Prima dată și prima dată. Din cele 5 posibilități. Nu, aia e a doua. Contra-atac. Uitați ce mutare îi face Capablanca aici. Zice, ia-mi tu, mă, damă. Îi lăsă damă în prism. Păi da, da, da. Deci, da, încă o dată, dar la damă e 7-7 și nebun de 5 te-ai ridicat. Ești mat. Ești mat așa? Ești mat așa? Sau așa? Prin descoperire de la acest nebun. Da? De aceea ăsta săracul, încă o dată, nu ai cum să bați dama aia că te ia gaia după turnea pe G2. Albul mută aici, atunci... Tur F2, care este un... E cea mai... E slabă și asta. Cea mai tare linie de rezistență pentru alb ar fi fost aici dama F2. Adică de genul să dea dama și un pion pe două turnuri. Dar și aici, după dama de 7, calculatorul zice că negru e câștigat. Deci nu poți să joci nebun de 5, că asta ar fi o gafă, da? Pentru că ar urma șah. Și trebuie să vin apoi cu nebunul, că l-ai atacat. Dar, revenind înapoi la partidă, deci în partidă a jucat turn F2. Dar turnul ăsta, din nou am învățat o lecție care se chema supraîncărcare. Este o piesă supraîncărcată? Da. David și Alex. Vă întreb pe voi, săracul Dejan. Deci, Dejan, ce înseamnă piesă supraîncărcată? Care trebuie să faci, să facă mai multe lucruri. Să facă mai multe lucruri deodată pe tablă. El trebuie să apere și pionul de la G2, dar și dama de la P6. Și ăsta îi zice zbanc. Deci dacă ei îți iau cu șah și îți iau și te-am bătut. Că a rămas cu dama contra tur și cal, dar ăsta doarme, a mea intră, te fac și mat. Și atunci asta zice negru, albul zice pe ne. De GF1. Nu-ți bani nimic.
bate tu, dacă vrei și voi bate cu dama înapoi și tot. Asta e, mi-ai luat un pion. Dar din nou apare fenomenul degajării. Atenție! Dacă acest nebun n-ar fi aici, să zicem că ar fi pe la mama naibii pe afară, eu ți-aș da șac și mat într-un mutar. Pentru că dama mea ar păzi toată coloana. E. Cum scap de acest nebun cu temp? Adică cu șac. Nu, că nu e cu tempo ăla, nu e cu șac. E nebun ce patru. Și la cal ce patru mat. De fapt, după nebun ce patru albă a cedat. Da? Altă poziție, tot dintr-o partidă de-a lui Capablanca. Aici Capablanca este cu alb. Și ultima mutare a negrului a fost aici E4, E3. Din nou, analiza poziției. Deși nu pare, regele ăsta este în copac, iar ăsta este foarte sigur. Dar și ăsta e puțin în copac. Din punct de vedere, cine e la mutare? Albul e la mutare. Că dacă ar fi negru, ar fi altă poveste pentru săracul alb. Albul fiind Capablanca aici. Care este rostul acestei mutări E3? Ca la turna 5, să zic, mamă, îți fac 3 bătăi aici și te-a luat gaia mat în 2 mutări, eu să-ți dau șah, și să-ți dau șah, și să-ți dau șah, și să-ți repet poziția de 3 ori. Threefold repetition. Adică remiză, pentru că dacă încerci cumva aici, ca la acest șac să împingi pion în față, după ce îți dau șacul ăsta și zici, ce zici? N-ai cum să scapi, da? Rege H1, dama F1. Din nou 3 repetări, da? Ce joacă albul, mai precis Capablanca. Când am văzut partida asta, mi-a plăcut foarte mult, pentru că să știți un lucru, Capablanca este renumit în primul rând pentru finalurile lui nemaipomenite. Și la ora actuală există mari maestri și comentatori de șah și tot ce vrei, tot ce vreți, care sunt de părere că José Raúl Capablanca a fost cel mai mare jucător de finaluri din lume, din toate timpurile. Într-adevăr, unul în acest moment sunt de acord, sunt de părere că totuși Magnus Carlsen ar fi, că l-a depășit Magnus Carlsen pe Capablanca. Dar uitați că Capablanca avea și poziții și joc de mijloc foarte frumos. Ia uitați ce mutare face Capablanca aici. Deci încă o dată, turna 5 nu merge, că negru scoate remis. Îi joacă turnea pe A7 cu 7. Păi să puteți să-ți iau, zice. Și capa joacă foarte cu minte și turnă 5. Și de tu ce casă? Pentru că nu ai ce juca. Eu ți-am făcut două bătăi pe ăsta, pardon. Dacă bați tu, ți-am dat mat. Nu poți să puși cu dama, că e legată total. Dacă încerci să apere așa, ți-am dat mat. Că dama ta e legată. Nu ai ce juca. Iar dacă n-ai ce juca și împingi pionul, îți dau mat. Că ți-am făcut două bătăi. Deci e foarte, foarte frumos acest exemplu. Următorul exemplu. Din nou, Capablanca este cu albul. Uitați-vă și dumneavoastră, eu cu albul am două turnuri pe o coloană deschisă. Dar negru mi-a pus ca dop acest cal, care e apărat și de un alt cal și de un pion. Dar Capablanca face sacrificiu de calitate aici. Bam! Și după GH6, acum bate cu nebunul, cu șah. Deci, bați cu calul, da? Bat cu turnul. Spuneți-mi și mie cum vă apărați de turn H8, bye bye down. Sau mat. De aceea asta, la nebunia pe H6, a jucat rege 7. Da, eu ți-au calul ăsta și cu șah. Deci, șah. Asta e un fel de poziție
cu coadă, mat cu coadă, dacă, na? Rege înapoi, șah, rege înapoi, șah, dacă fugi acolo, îți bat turnul, dama e 7, nebun pe 8. Uitați-vă și voi, deci dama asta e legată, nu e apărată, într-adevăr, dar asta neagră e legată, nebun pe 8. Ești forțat să bați dama care e atacată de către nebun, nu poți să bați nebunul, dar după ce bați, șah, ura. Și a rămas, efectiv, după ce îl vei bate pe ăsta, a rămas cu un nebun în plus. Calcul foarte frumos. Astea sunt în niște poziții, încă o dată, din practica lui Capablanca. Ia uitați, altă poziție a lui Capablanca, în care capa face sacrificiu de cal aici. Deci primele trei le văzurăm atac la regele advers fără cal. Astea sunt atacuri cu cal. Calea pe G7, șah. Nu șah, calea pe G7. Zici, pe bine, bine, dar ai dat un cal pe un pion? Nu, că dacă bat, îți dau șah, băi, ieși ca tântălău în față, îmi iau figura înapoi și regele ăsta e mâncat de moli. De aceea, în partidă, la acest calea pe G7, ăsta a jucat cal C5. Să-și apere și nebun. A urmat însă calea pe E8. Simplu. Și după nebun E8, damă C3. Mat la G7. După turn G8, cal pe 6. Măcel, efectiv. Rege G7 sau rege H8 ar fi urmat cale 8 și prin descoperire de la dama albă. Rege G6, turn E3, turn F8, nu-ți mai dau dacă îmi lași, dacă îmi lăsa și turnul pe tablă. Păi nu, că-ți dau mat. Șah. 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 Și unde mai are? Mai are aici. Și după asta... Sau ce face aici? Care e matul aici? A, turn G3. Ba nu. Nu, dama e 3 chiar. Dar de ce nu zice mi-o pare aici? A, îmi bate calul. A, nu, stai, e mat așa, stați așa. Realizare. Cum? E mare realizare. A, e mare realizare, ia. Poftim, na. Mate. Ia dacă la șacul ăsta vii aici, iar poftim, na. Mate. Așa, nu. Ultimul exemplu, ăsta seamănă cu ce seamănă ăsta, Alex? Nu, ziua. Aoleu, s-a făcut 5. Nu se poate. Nu, e fără 2 minute. Fără 2 minute, hai. Încheiem aici, continuăm de aici data viitoare, adică data viitoare, adică